În sate, 4 din 10 copii suferă de sărăcie. Este statistica alarmantă, făcută publică de însuși ministrul Protecției Sociale. Alexei Buzu crede că majorarea alocațiilor este o soluție, dar nu este în măsură să radieze fenomenul. Autoritățile cred că lucrurile se vor schimba abia după ce vor tripla numărul asistenților sociali pentru a urmări îndeaproape nevoile copiilor aflați în situații de risc. Avem aici o variație foarte mare între raioane, dacă ne uităm la numărul de copii aflați în situații de risc. Deci este clar pentru noi că există foarte mulți copii în situații de risc pe care sistemul nu-i vede. Primul lucru care urmează să facem este să demarăm mai mult efort pentru a identifica copiii care se află în situații de risc. Și cât nu a părea de straniu și paradoxal, în Republica Moldova, în acest an, datorită reformei Restart, numărul de copii aflați în situații de risc va crește. Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a propus să identifice lacunele din sistem, în special după cazul copilei de 11 ani care a născut. Ministrul Alexei Buzu a recunoscut atunci că statul a eșuat în protecția minorei. Autoritățile susțin că până în acest moment nu au investit suficient în persoanele care s-ar afla pe prima linie. Vorbim de asistenți sociali, polițiști și profesori. Astfel, ministerul și-a propus să demareze mai multe acțiuni care ar urma să minimizeze și să prevină situațiile de risc în care pot nimeri copiii din familiile social vulnerabile. Mai exact, asistenții sociali vor monitoriza îndeaproape situația fiecărui copil pentru a stabili dacă acesta este în siguranță în sânul familiei. Va fi instituit managementul de caz prin intermediul acestui sistem informațional și asta înseamnă că pentru fiecare copil noi vom avea o analiză detaliată, comprehensivă a nevoilor, a cauzelor pentru care acest copil se află în situații dificile. Și vom avea acel plan individual și noi vom putea cu toții să măsurăm care este progresul pe care noi îl realizăm pentru ca să ajutăm acel copil și acea familie. Reforma Restart presupune și triplarea numărului de specialiști în domeniul protecției copilului. Ministerul își propune ca începând de luna viitoare să angajeze alte 150 de persoane calificate în toată țara. Adițional, mai multe măsuri și resurse financiare vor fi direcționate pentru consolidarea acestui domeniu. Aceștia vor fi instruiți și vor primi echipamente IT cu ajutorul cărora vor putea crea planurile individuale pentru fiecare copil în parte. Chiar și așa, sublinirea sistemului cu acest număr de specialiști nu ar fi suficient, spun responsabilii în domeniu. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în țara noastră ar fi nevoie de circa 300 de specialiști în protecția copilului. Președinta CCF Moldova susține că triplarea numărului de specialiști a fost o măsură absolut necesară pentru copiii din familiile social vulnerabile. 50 de specialiști în protecția copilului vor fi în mod special, din punctul meu de vedere, util sau vor avea angajamentul să identifice riscurile cu care se confruntă copiii și familiile cu copii la o etapă timpurie. Odată ce vor identifica aceste riscuri, vor putea să propună o intervenție, să propună niște servicii, să ofere consiliere acestor familii pentru a diminua sau pentru a elimina completamente riscurile. Fenomenul sărăciei în rândul copiilor a fost reflectat și de echipa Moldova Gândește. Jurnaliștii au descoperit familii nevoiașe care sunt la limita existenței. Cu doar câteva mii de lei pe care îi adună muncind cu ziua, trebuie să reușească să întrețină în unele cazuri trei sau chiar și mai mulți copii. 9. 9 clase, da? Mm-hmm. Și nu te-ai mai dus mai departe? Un an cine m-am dus la căra și am învățat, nici încuitor. Așa. Și de ce nu te-ai mai dus? Ei, n-am mai putut mai departe. Cu ziua ocazional. Carte nu știu, n-am învățat la școală, 4 clase am făcut. Și lucrez cu ziua ocazional când închică. Am o primăvară, nu-i de lucru, cu ziua. Mai strâng urză, că le urdă din păduri, vând, le hrănesc, mă duc. Dar reușiți să vindeți, adică... Sunt cumpărători, bă, dar prost. Câteodată mai nimerești, câteodată nu nimerești. Da, merg la școală regulat, da, nu lipsesc, doar dacă sunt rășiți sau dacă ceva, nu avem probleme, ori poate să rupt încălțăminte, ori poate ceva, da, așa, când chică de lucru.
Potrivit datelor statistice, în mediul rural, 4 din 10 copii sunt săraci. Dacă ar fi să ne imaginăm o clasă cu 20 de copii, atunci am avea 8 copii care trăiesc în greutăți. În orașe, situația arată puțin mai bine, unde circa 14% dintre copii sunt nevoiași. Salariul unui specialist în domeniul protecției copilului care are studii superioare variază între 6.800 și 7.200 de lei.